Zână și Zin. Un cuvânt de asemenea cu o istorie lungă, istorie care vine mai degrabă din plăceri filologice, via Eliade și Pârvan, pentru că acest cuvânt a plăcut mult, l-a iubit foarte mult Hașteu, a plăcut interbelicilor, a făcut în jurul lui foarte multe discuții și vorbe. Zână a venit de la cultul zeiței Diana, devenită într-o perioadă incertă, veche, la granița, știți, dintre păgânism și creștinism, ar fi devenit Santa Diana și de aici sunt Ziana, iar toți cei care luau parte la ritualurile zeiței Diana și care, bineînțeles, erau nu foarte conformiști, erau numiți zânatici, zânatici, de aici cuvântul zânatic, un cuvânt frumos românesc și, bineînțeles, care ne face să ne gândim la diverse ritualuri, la tradiții, la întâlniri nocturne, mai ales feminine, la lume care comunică cu zeii prin cine știe ce demențiale manifestări, pentru că să fii zânatic, să fii zânatic, să fii cu mințile pierdute, nu prea este, nu este chiar de bine, știi, cui îi place să-i zici zânaticul, nu? E bine, zânaticul, de adjectivul binecunoscut, de aici ar veni, de la adepții zeiței Diana și de aici s-a creat cuvântul zână, cuvânt care este destul de binecunoscut și care rimează cu apele, cu visele, cu lumea magică. Despre zâne s-a vorbit mult, se știu multe, mai puțin însă despre zâni. Zâni sau zini, varianta asta, zin, îmi place cel mai mult, este mai puțin uzitată în română. Ea este totuși menționată, mai ales în studiile de folclor ale lui Simeon Florea Marian și există numeroși zini care patronau diverse perioade ale anului, zinul iubirii nebune, zinul străin al craiului nou, zinul zburătorului și așa mai departe și mai ales al brumei, dar despre cei ai iernii o să vorbesc acum pentru că ne aflăm în plină iarnă și aici e momentul să vă spun că zin este preceptat și ca entitate, ca zeu, ca ființă supranaturală, dar totodată are și sensul ăsta de făt frumos în română și pe de altă parte s-a confundat cu sfânt, deci ființă aureolată, ființă care are legătură cu zeii doar, pentru că zin este numit și brumărel, cu siguranță entitate păgână, zeul brumei, alb, îmbrăcat întotdeauna un alb cenușiu și care nu știe niciodată să zâmbească. Tot zin este numit și vrăjitorul care patronează luna noiembrie și care a devenit cu timpul Sfântul Andrei, frate bun cu Sfântul Petru de iarnă, sărbătorit la 16 ianuarie și care este socotit patronul lupilor. Între aceștia doi, de fapt, se află iarna crâncenă, când trebuie să stăm în casă, deci între 30 noiembrie și 16 ianuarie este frigul ăla cel mare și când se pot întâmpla lucruri și lucruri. Iar pe 16 ianuarie se spune că se întâlnesc lupii ca o adunare patronată de Sfântul Petru de iarnă. Iar aici există o poveste pe care aș vrea să vă spun astăzi, o poveste adevărată, bineînțeles, despre un tip pe nume Ducu, care locuia în București, normal, în Bucureștiul Fanariot, și că îi vine ideea la un moment dat ca noaptea asta, sacră de 16 ianuarie, să facă orice stă în putință pentru a afla dacă într-adevăr există o adunare a lupilor. Vedeți, era un om curios, un om care voia să știe și aici, iarăși, trebuie spus că adevărul de cele mai multe ori are gheare și dinți, știi? Nu totdeauna e bine să te apropii prea mult de adevăr. Cui mai folosește un adevăr
astăzi într-o lume de mincinoși, nu? Ei bine, ducul vrea neapărat să afle și ca orice om care scotocește, care este tentat să ajungă, să facă orice sacrificii, să ajungă până în pânzele albe, numai să știe, să cunoască, etc. Deci ca orice om de știință va avea parte de revelații, va avea parte de un răspuns, pentru că în noaptea de 16 ianuarie, pe frigul de moarte, chiar asistă la întâlnirea lupilor, întâlnire, vă spuneam, patronată de Sfântul Petru de iarnă sau, în fine, de un zin, de zinul iernii, de zinul lupilor, de acea entitate, de un personaj, de un, până la urmă, om care poate să vorbească cu lupii și care își împarte cu acești lupi toate lucrurile bune din lume. E un fel de adunare de supraviețuire în care fiecare se bate pentru ranguri, pentru a obține acolo o măslină, o atenție. Știți, așa se întâmplă de regulă când te întâlnești cu patronul, nu? Fiecare caută câte ceva, obține câte ceva, dar patronul ăsta, care întotdeauna vrea să fie binevoitor, să-i rămână nume bun, are grijă să dea așa cu măsură fiecăruia încât să fie toată lumea mulțumită. Totuși, la adunarea asta există un lup șchiop care nu primește nimic. Nu avea o relație bună cu patronul lupilor, cred că vă dați seama, și nu numai atât, dar cu toate că nu primește nimic, intră în zona aia foarte perfidă a permisiunilor, pentru că un patron nu numai că îți dă acolo ce îți dă, dar îți și permite, știi? Te bucuri că îți permite ceva. Și așa că îi permite acestui lup șchiop, care oricum nu avea multe șanse pe lume, îi permite să-l mănânce pe ducul. Pe ducul care se credea ascuns, care credea că poate să vadă de departe, să cunoască adevărul, să intre în lumea subtilă fără să plătească nimic. Ori, a afla adevărul înseamnă întotdeauna și o plată pentru care cei mai mulți nu sunt pregătiți. Ducul sigur nu era pregătit. Lupul ia în serios promisiunea patronului său și începe să-și urmărească victima, dar nici ducul nu era de aici, de acolo, era un bucureștean cu relații, cu lume, cere ajutor, reușește să scape de lupul șchiop până într-o zi în care, în mod fatal, se întâlnește cu o femeie care trăgea după ea un picior. Vedeți, orice om normal și-ar fi dat seama că femeia asta șchioapă, care vine la ducul așa din senin și care îi cere ajutorul etc. și care era o femeie sărmană și avea nevoie de milă creștină și toate celelalte, era de fapt lupul șchiop. Deci oricine și-ar fi dat seama de asta, mai puțin ducul, pentru că, vă spuneam, în povestea asta regulile le face patronul lupilor și nu un amărât de bucureștean pe nume ducul. Ca urmare, se termină totul foarte prost, ducul este păpat până la urmă, pentru că o vorbă spusă de un patron al lupilor se îndeplinește întotdeauna. De asta e bine, m-am mai spus, de sărbătorile iernii să stăm acasă și să privim focul din propria vatră, buturuga aprinsă. La revedere, sunt Doina Ruștii, pe săptămâna viitoare.